Copilul în vârstă de 2 ani a fost grav rănit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Micuțul s-a urcat pe câteva perne, apoi pe un scaun. Conform Antena 3.0, un copil de 2 ani a căzut marți seara de la fereastra unui apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Piatra Neamț. Băiatul a fost preluat de un echipaj zmurd. Salvatorii au găsit băiatul conștient cu semne vitale. Copilul rănit a fost preluat și transportat la UPU Piatra Neamț. Din cauza rănilor suferite, cel mai probabil copilul va fi transferat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Surse medicale au declarat că o ambulanță a fost solicitată și pentru mama copilului care este în stare de șoc. Se pare că micuțul s-ar fi sprijinit pe fereastră, a alunecat și a căzut. Polițiștii nemțeni au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. După ce copilul de 2 ani a căzut de la etajul 4, oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs evenimentul. Surse din anchetă susțin că băiatul ar fi profitat de un moment de neatenție al mamei și s-ar fi cocoțat pe câteva perne și pe un scaun aflat la baza ferestrei. A alunecat și a căzut. Relatează antena3.ro Mâine seară, în municipiul Drobeta Turnu Severin, va avea loc un concurs de folclor de zile mari. Tineri talentați din județul nostru vor participa la concursul Flor din Mehedinți, alături de un juriu deosebit și invitați speciali. Toamna vine cu surprize pentru iubitorii de folclor. Mâine seară va avea loc concursul de muzică populară vocală și instrumentală Flor din Meheninți, unde cei mai îndrăgiți interpreți din județ vor cânta pentru publicul prezent. Evenimentul se va desfășura pe scena din Parcul de Agrement Crihala. Juriul este format din artiști consacrați precum Nina Predescu, Irina Zoican, Santa Argin și Andreea Croitoru, care, la sfârșitul concursului, vor oferi și un program artistic. Nu vor lipsi nici invitații speciali, precum Ionuț Iovănel, Aneta Tătaru, Vasile Ciobanu și Alina Bălăceanu totodată orchestra Magia Muzicii, din care fac parte Zache Sax, Doru Drăghici, Matei Buzner și Dan Ceafăr, va urca pe scenă. De asemenea, grupul folcloric Sânziene Mehedințene va fi prezent la eveniment pentru a vă încânta. Mehedințiul are cu ce se mândri, iar astfel de evenimente pun în valoare talentele din județul nostru. Cei care duc mai departe valorile mehedințene autentice și cântecul popular vor participa la concursul Flor din Mehedinți, fiindcă nu a existat limită de vârstă, atât copiii cât și adulții s-au putut înscrie.